general, I think it's pretty much about intercultural learning, living out from the family. They have to wash after themselves, they have to cook up after themselves. În primul rând, învață să aibă încredere în ei, învață să se descurce singuri. Unii dintre ei sunt pentru prima dată departe de casă, sunt pentru prima dată fără părinți și îi ajută foarte mult să fie independenți, să se bazeze pe ei. După aceea învață să lucreze într-o echipă, pentru că proiectele noastre de obicei sunt de la 5 voluntari până la 8 și se formează echipe. Până la urmă să fie construită o legătură de încredere între cei care îl găzduiesc și îl implică și le expun pe voluntar și voluntarul care își dedică timpul în cele din urmă pentru a învăța ceva pentru el însuși, pentru a transfera ulterior în experiențele de viață care urmează după SEV. Am învățat, în primul rând, să fim foarte flexibili, să nu avem așteptări foarte mari. Am învățat cum să ne adaptăm diferitelor tipuri de oameni, diferitelor tipuri de grupuri și am învățat foarte multe elemente din culturile celorlalți. We have activities we organize outdoor, like going for hiking tours or study tours or collecting waste, and when we're going somewhere with children, we always involve local volunteers. They know the place, we know each other for a long time with them. Local youngsters always give us a lot of help. We have study afternoons with children from this local childcare home too, and because we don't speak Romanian, I'm from Budapest, and our volunteers are from other countries too. We involved also local volunteers to help the children in Romanian language because they also learning it, I mean the children. Un sistem funcțional prin care ne desfășurăm activitatea. Să nu trebuiască să reinventăm roata la fiecare proiect, folosim câteva instrumente și, nu știu, mă refer aici la un formulare de activitate lunară sau diverse alte elemente care există la fiecare grup, care țin mai mult de nevoile noastre, dar de a avea o imagine a ceea ce se întâmplă în activitatea lor specifică în școli. Asta e cumva partea pe care o păstrăm, pentru că vine cam nevoia noastră, și după aia partea de nevoi ale lor, care se adaptează cumva specific pe fiecare grup. Dincolo de nevoia asta, a ta, ca și coordonator din perspectivă profesională, care, cum zicea Ioana, e acoperită prin diverse instrumente, cred că una dintre cele mai frustrante părți ale lucrului cu voluntari SEV e faptul că de multe ori trebuie să-ți ignori sau să-ți pui pe planul 2 nevoile tale ca și individ, nevoile tale ca și coordonator, dar pe plan personal. Pentru că de foarte multe ori a lucra cu voluntari SEV înseamnă poate să nu-ți pui părerea chiar atât de puternic cum ar trebui sau poate înseamnă să încerci să găsești metode ca ei să ajungă la aceeași concluzie că activitatea X nu se potrivește în comunitatea ta și așa mai departe. Și cred că noi cel puțin la centru ne acoperim nevoia asta cu extrem de mult umor și cu momente din astea care lasă să se elibereze presiunea și atunci să te poți reîntoarce la a zâmbi și a zâmbi sincer față de voluntari. Ce este foarte satisfăcător pentru coordonator e să vadă că acei voluntari care vin se dezvoltă pe parcursul stagiului. Îmi amintesc de unii cum erau la început și cât de mult s-au dezvoltat pe parcurs și cât de încrezători de sine au plecat de la noi și e într-adevăr satisfăcător acest lucru. Mie îmi place foarte mult să cunosc oameni noi, mai mult decât oameni noi, provenind din locuri și medii cât mai diferite. Simt că prin interacțiunea asta constantă cu voluntarii nu am nicio șansă să devin îngustă la minte, că mă ține cumva un pic forțat, constant foarte deschisă la minte. Vreau, nu vreau, trebuie să fiu deschisă la minte. Trebuie să înțeleg că lucrurile se pot întâmpla în mai multe feluri și poate să fie bine și așa. Trebuie să înțeleg că mediul din care provenim fiecare, chiar dacă e vorba de spațiu geografic sau mediu și fond cultural, își lasă o amprentă foarte, foarte
vizibile asupra comportamentului nostru. Mă simt foarte ancorată într-o realitate mai mare decât realitatea din comunitatea mea. Pentru mine partea cea mai importantă e momentul ăla de debut și momentul de final și să văd, să mă uit obiectiv și din exterior la voluntarii pe care îi găzduim la început și să văd cine devin ei pe parcurs și cine devin ei până la sfârșitul proiectului. Am avut foarte multe situații în care voluntari super timizi, închiși în ei, simțeai efectiv că înfloresc pe parcursul activităților și simțeai la final că wow, sunt oameni puternici, sunt oameni independenți, sunt oameni care au înțeles valoarea lor, că ea exista deja acolo, dar cumva în tot ceea ce ai făcut tu ca și coordonator, ei au înțeles valoarea și pot să ducă mai departe. Pentru mine asta e partea cea mai importantă și în fiecare proiect găsesc un om care să fie așa.